Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Revin și astăzi cu un clip de tipul mesele săptămânii și o să vă arăt ce am mâncat în ultimele zile la mic dejun, prânz și cină. Iar la finalul clipului am pentru voi și câteva cadre pe care le-am tras la munte, fiindcă nu am reușit să fac un vlog dedicat acelor zile. Dragii mei, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. Micul dejun din această dimineață, două feliuțe de pâine integrală, pâine prăjită, un ou fiert, mai am aici câteva roșii cherry, puțină mozzarella întărită de la David și mai mi-am tăiat și o felie de cașcaval și da, cam atât, asta voi mânca eu. Astăzi la prânz mi-a fost poftă de pâine cu pateu și cu ceapă. Asta e pofta, asta mâncăm. Am prăjit niște feliuțe de pâine din astea Graham, la plita aceea pe care o avem. Și o să mănânc pateu din ăsta de porc. V-am mai zis de atâtea ori, pateul bucișc este preferatul nostru. Și acum încercăm și varianta asta de patee porc cu unt. Nu știu, am cumpărat-o pentru prima dată, cred. Nu mi-aduc aminte să o mai fi încercat. Și ceapă roșie, bineînțeles. O să-mi pun un pic de sare pe ceapă, pateu și atât. Nu mai am nimic de explicat. În seara aceasta la cină vom face un... Nu știu cum să-l numesc, un fel de sandwich. Deci, să începem cu începutul, cu carne. Am cumpărat această carne pulled pork din Lidl, din săptămâna americană. Este o bucată de 500 de grame pe care am băgat-o așa la cuptor și a venit cu o zeamă cu un sos. Am băgat-o la cuptor cu folie de aluminiu peste și când a fost gata cu două furculițe, efectiv am rupt-o așa în fâșii. Și m-am gândit cum să o mâncăm noi pe asta și fiindcă am văzut niște lipi super, care arată cel puțin super gustos, așa, niște turtițe, niște pâinici, m-am gândit să iau niște lipi din acestea, le-am tăiat pe din două și o să fac așa niște buzunărele, aici o să bag carnea și restul ingredientelor și să avem așa un, nu știu, kebab, nu știu, sandwich, nu știu cum să-i zic, și să mâncăm așa și tot sosul și zeama să nu curgă. O să se oprească aici, mă gândesc că o să iasă o nebunie. Ne-am mai gândit noi să mai punem înăuntru niște roșii, ferii de roșii, am luat astăzi din piață unele super gustoase din astea cu gust. Aici am niște ceapă roșie peste care am pus fulgi de chili și Adi a zis hai să punem și niște cașcaval, așa că am ales niște cașcaval și cred că fiind carnea foarte fierbinte o să se topească, mă gândesc că o să iasă bun. Nu știu dacă o să mai adăugăm vreun sos. Carnea este gustoasă, apropo, și mi se pare foarte fragedă, adică chiar o recomand. A fost 20 de lei pachetul acesta. Vă zic dacă mai adaug ceva. Poate eu mă gândeam un pic de sos picant, dar vă zic. Și uitați cum arată. Așa le-am asamblat. Eu zic că arată super bine și cred că o să fie și foarte gustos. Și pâinicile astea, nu știu, dar mă dau pe spate. Mi-aduc aminte de tortele făcute de bunica mea. Și am pus până la urmă și niște sos. Tot astăzi l-am cumpărat. Sos, chili hot sos. L-am gustat. Inițial parcă pare un pic dulce și pe urmă e picant, dar nu wow. Cel puțin așa mi se pare mie. Eu și mănânc picant. Și am pus așa un pic deasupra. Da. Încercați și voi. Sper să fie bune. Astăzi la micul dejun voi mânca, de fapt toți mâncăm așa, iaurt. Am un iaurt cu 0% grăsime din acela, ia să vi-l arăt că totuși mai bine să vă arăt decât să vorbesc eu așa. Din asta, pusesem aici într-o parte. De la Zuzu, nu, uite, am mințit, vezi, cu 2% grăsime este, dar este foarte bun, este așa foarte cremos. Este în stil grecesc. Mă rog, am pus un păhăruz în acesta, am adăugat jumătate de banană mai mare, așa, sau o banană mai mică, cum aveți, cum așa. Aici am niște căpșunele și aici am pus niște cereale din astea pe care îi le dau și lui David, care sunt mai sănătoase, nici nu prea sunt dulci, adică așa au doar o tentă de ceva dulce. Aici am pus iaurțelul jos și da, cam asta o să mâncăm noi. E foarte ok combinația asta de iaurt, fructe și cereale. Astăzi am făcut un ostropel de pui dintr-o cacerolă de aripioare, o căpățână de usturoi și o conservă din aia mică de piure de roșii. Cam atât, am pus aripioarele la fiert.
le-am spumat, după aia am adăugat piureul de roșii, usturoiul și cam atât. Și condimente, bineînțeles. Și acum la prânz o să mâncăm cu niște piure. În piure am pus și un cubuleț mic de unt și lapte. Și cam așa arată. Mi-am pus două aripioare întregi. Și aici am mai făcut și un pic de salată de varză. Astăzi am tocat-o la mână și am ales ce s-a putut din ea, fiindcă deja începea să se, nu știu, s-a mucegăit înăuntru, nu știu, mă rog. Ideea e că asta am reușit să salvez, oricum este un castron destul de mare. Și am pus așa, am tocat-o și am pus sare, piper, un pic de ulei, o lingură să zic pentru tocastronul și am pulverizat oțet. Și cam asta vom mânca noi la prânz. Haideți să vă arăt și care este cina noastră, o super invenție care cu siguranță pe care o să o trec pe lista preferințelor noastre, zic eu, și a cinelor rapide. Avem așa, niște fusilii, mai aveam câteva în pungă, le-am pus la fiert. Și pe urmă m-am gândit cu ce să le fac, niște paste, că na, asta mănânci când vrei ceva repede și bun. Și m-am gândit că o să pun o smântânică din asta, o cutiuță de 200 de grame. Dar cu ce? M-am uitat prin frigider, m-am uitat prin congelator și am văzut cutia asta de legume congelate cu unt aromatizat, conține porumb, mazăre, conopidă și morcov. Și le-am amestecat pe toate, am pus pastele la fier, bineînțeles, în apă cu sare, iar după vreo 6 minute, cam așa, am pus și amestecul acesta, am pus și smântâna, sare, piper, iar la sfârșit am pus cașcaval, cam, nu știu să zic, 50 de grame. Și am oprit focul și l-am mai lăsat așa vreo 10 minute, să zic, cu capac, ca să absoarbă tot sosul. Și a ieșit o minunăție. O variantă foarte rapidă, sănătoasă, inclusiv pentru cei mici. Bine, poate să luați o smântânică mai ok. Și da, asta o să mâncăm noi în această seară. Rapid și bun! Bună dimineața la cafeluță! Vreau să vă arăt acum, pentru cei care n-au văzut clipul de la IKEA, ne-am luat niște ceșcuțe de cafea care îmi plac tare, tare mult și suport, cred că este din bambus. Și am făcut cafeaua în dimineața aceasta și ia uitați cât de bine arată. Mi se pare că se văd foarte, foarte, foarte frumos. Și au aici un șans cumva, astfel încât să nu scadă, să nu se balanceze. Deci da. Ne vom începe ziua cu o cafeluță. Astăzi la micul dejun o voi mânca o brioșă. Am făcut ieri niște brioșe cât a dormit David. Vă zic imediat din ce au ieșit 7, o să mănânc una. Și o să mănânc și un iaurțel cu specific grecesc, cu 0% grăsime. Din acesta de la Olympus este super bun și cremos așa, deși are doar... Adică are 0% grăsime, e foarte cremos, cumva foarte gros. E cu specific grecesc, totuși. O să mănânc iaurțelul acesta și o brioșă. Aveam două banane uitate în frigider și mi-a apărut chiar ieri o rețetă, așa că am reinterpretat-o, să zic, am pus eu așa din cap, fiindcă nu mai merge cântarul de bucătărie. Și am pus așa, două banane pe care le-am zdrobit, două, o lingură de miere, o linguriță de praf de copt, trei linguri de ulei și 6-7 linguri, eu am pus făină integrală, linguri așa cu vârf, o și 7 brioșe, dar bine, asta contează foarte mult după ochi, să zic eu, mai mult după ochi am făcut compoziția, cât să pot să o iau așa cu lingura și să o pun în forme. Le-am pus în forme și le-am băgat la cuptor și atât. Și au ieșit foarte, foarte ca lumea. Și ca textură, dar și ca gust. Cred că puteți să omite să puneți miere, să zic, dacă nu vreți, dar eu am vrut totul să fie mai dulce. Ia uitați. Și a ieșit chiar o consistență de checa, așa, de... Nu știu cum să zic. Da. Așa a mâncat și David, tot o brioșă, dar cu un iaurt grecesc. Bucățele de Kaiser, roșii, sherry... Ceapă roșie, aici o bucată de brânză, noi toată vara de câțiva ani cumpărăm brânză de la o doamnă, ne aduce într-o găletușă de 3 kg, 5 kg, cum îi cer, cu zer așa și se menține foarte bine. Ieri mi-a adus găletușa, așa că astăzi am scos o bucată și am gustat și de acum o să tot scoatem și o să mâncăm de acolo, nu o să mai cumpărăm din altă parte. Și mai avem aici lipie din asta pufoasă sau...
turtă din asta, cum îi zic eu. Aici am rupt o bucățică lui David. Și cam asta vom mânca. Am cumpărat din Lidl niște pachetele cu carne de porcel de lapte și carne de porc. Au fost 10 pe set, cred că din săptămâna spaniolă, să zic. Și le-am făcut acum. Ei spun să le prăjești în friteuză, dar eu nu prăjesc așa cum vă ziceam, v-am mai zis de multe ori. Le-am pus într-o tigaie cu un pic de ulei și le-am lăsat cu capac. Au fost 10, una am mâncat-o eu ca să vă zic părerea mea despre ea, una am și tăiat-o bine și restul le-a mâncat soțul. Cam așa arată în interior și eu nu mă așteptam să arate așa. Adică mă așteptam să fie bucăți de carne cumva. David e și mănâncă din salata mea de varză, zice că sunt paste. Poftim. Da. Îți dau, da. Deci cam așa arată, zici că este ton cumva, nu știu. Ton. Ca și gust sunt bune, probabil dacă le-aș fi prăjit, cred că erau mai crocante, așa nu sunt foarte crocante. La gust sunt bune, dar nu e ceea ce mai așteptam, sinceră să fiu. Mă rog, o să mănânc restul de 4, v-am zis că am mai mâncat una. Și mai am niște salată de varză aici rămas, am mâncat și Adi jumătate și mi-a lăsat și mie jumătate. O să mănânc și salata asta de varză. Stai, David, ușor. Și mama. Cam asta o să mâncăm noi acum. Nu știu dacă să vi le recomand sau nu, tind să zic că nu. Pe mine mă deranjează, cred că, mai mult textura cumva. Dar v-am zis, la gust sunt chiar ok. A fost 10 lei parcă un pachet din ăsta. Nici nu e mult. Deci dacă vreți să încercați ceva nou, puteți să încercați pentru 10 lei. Adică un leu pachetelul ăsta e chiar ok. Bună dimineața! Ne pregătim să plecăm spre munte weekendul acesta, așa că o să mănânc ceva rapid, fiindcă bagajele sunt toate aproape pregătite, ne îmbrăcăm și am și plecat. Și m-am gândit să-mi pun niște lapte cu cereale. Lapte din acesta am în casă, cu 3,5% grăsime, mi-am pus din ăsta. Și puteam să-mi pun niște cereale mai sănătoase, dar fiindcă mai aveam niște cereale din astea care mie îmi plac mult, fulgi de porumb cu alune și cu miere. Am zis să termin punga ca să nu mai fie în casă ispită. Am mâncat de câteva ori din ea, cred că de vreo 5 ori să zic. Așa că mi le-am pus pe toate și acum o să arunc punga. Asta o să mănânc eu și repede, repede plecăm. O să oprim să mâncăm ceva pe drum și diseară o să facem grătar mai mult ca sigur. Și cu clipsuri din acestea am prins punga de cereale. Bine, folosesc clipsurile astea la orice, poate ați văzut clipul cu produse din Ikea. Și se păstrează foarte bine, nu se înmoaie, să zic așa, rămân crocante până la ultima porție. Da, și cam ăsta este micul dejun. Astăzi la prânz vom mânca câte un burger. Este un burger Royal, parcă se numește. Conține carne de vită, cheddar, castraveți, roșii, ceapă fresh așa, și salată iceberg. E unul dintre cele mai ok, să zic așa. Nu că ar fi ok fast food-ul, dar ăsta este cel mai ok punct de vedere al sănătății, să zic. E mai fresh.
Și cam atât vom mânca noi de prânz.